De pe apă nu. De pe uscat. Totul e uscat. Avem niște mici probleme tehnice astăzi. Probleme care nu știm. Deci momentan nu pescuim. Sper să nu rămânem cu știucile alea tale două. M-am zis, parcă aș prinde și eu știucă. Toate la timpul lor. Da. Numai să nu suntem pregătiți încă. Și momentul adevărului. Încercăm să-l pornim. Acum încearcă? Ia să vedem. Îi dă cu șoprai. Motorul merge. Da. Deci cumva nu primește benzină. Știi ce stricare? Are defectul stricat. S-a zis, mă, să nu luăm bananele alea în barcă. Și de la banane, mă? Dar și eram cu banane. Ne-a zis băieriu să nu luăm bananele. Benzinește, scânteiește, dar nu pune. Da, nu se alimentează ceva acolo. Avem ulei. Prea mult. Ce te pare? Hai, Doamne, tolvai. Na, hai să vă arăt cu ce-o prins boanță ieri, măcar să fim folositori. Și ieri și alalteri. Ia, întinde-o aici așa frumos. Doar așa. Nele, stat, nele. Pur și simplu. Nu știu dacă se vede. Se vede. Da, că se ține. Da, păi ce să facem, Coloja, dacă Caterinca avem astăzi? Crezi că n-am vrea să fim la pește? Am vrea să fim la pește, uite la Robert deja. Eu mi-am făcut... Hai să șterg lacrimile. Am prins ceva bun. Robert a prins deja știucile care trebuia să și le prindă. Hai să le arătăm găleata cu năluci. Ne plătim și noi. Salutare, Bogdan! Și eu pariez pe Robert. Atâta sper să nu-și fi stricat norocul. Coloja. Uite acolo. Trebuie să luăm o găleată că i s-au dezintegrat toate pungile. Ce ai mâncat acolo, Robert? Astea sunt pentru vaci? Nu, nu ai înțeles. Știu cine, ca și vacile, era iarba. Acolo le-am găsit. Pentru vaci, da. Hai, ne auzim mai încolo, băieți. Sper că rezolvăm problema cu motorul. Momentan, suntem la magazinul de pescuit, vânătoare, tăiat păduri și alte cele. Deci un magazin cu de toate. Avem scule de pescuit, service, motoare, motoare electrice, bărci și tot ce vrei. Fire întinse, nu uitați să dați un like, un subscribe. Vedeți că astăzi de la ora 6 este un episod nou care a rulat pe canal în premieră. Sper să fiu și eu pe fază când îi dăm drumul. Să ne auzim cu